Fiscul a luat la bani mărunți fotografii și lăutarii de la nunți și botezuri la început de an. Printre cei verificați de fisc se află și cântărețul Smiley. În urma inspecției fiscale s-a constatat că artistul are o datorie de 168.000 de lei către stat, bani care provin din nedeclararea veniturilor, dar și din depășirea plafonului TVA. Informația apare într-un document oficial al ANAF Argeș, care a fost făcut public. În ceea ce îl privește pe Smiley, nu este prima dată când are astfel de probleme. În urmă cu 3 ani, artistul a fost dat în judecată de ANAF, care a cerut executarea silită acestuia din același motiv. După ce s-a luptat mai bine de un an în instanță, judecătorii au dat câștig de cauză cântărețului.